tot mai înainte. Sunt asta, într-adevăr, știi că tot e bine. Și instructorii cu da, explic multe, nu știu, toate fecele care le-am avut până aici, într-adevăr, le-am depășit. M-au ajutat instructorii că fii calm, totul să reușești, așa, așa, și într-adevăr, tot. Psihologic a lucrat și cu dumneavoastră. Da, tot a fost foarte bine. Ați făcut cu domnul Radulman? Nu, și cu domnul Ion Alman, am făcut mai multe lecții cu domnul Ion. Cu toate că ele poate deja s-au egalat, că eu am mai făcut după examenul intern, am mai făcut câteva lecții cu domnul Radu, că tot și-am văzut pe Škoda. Și acum a fost Škoda, da? Și acum a fost Škoda, tot Fabia. Ce le-ți recomandai, iată, viitorilor elevi care vin la școală auto? La ce puncte strag atenție? La ce? Trei puncte, hai, să le dăm. Și ce trebuie să aibă cu ei? Una este, cred că, atitudinea. Cum te atârni față de școală, cum te atârni față de orele de practică. Da, da. Să ne acordăm timp. Numai decât timp. Și să ne ocupăm. Eu gândesc că ce ține și de regulament, trebuie numai decât să-l cunosc. Da, atitudine și față de practică, și față de teorie, față de tot. Dar regulamentul ce să-l cunoaștem? Da? Numai decât. Păi asta nici de cum. Ce spuneți? Învățați regulamentul. Nu, să trebuie serios față de tot. Nu știu ce să le recomand. Sunt și eu acum pe emoții un pic și nici mie nu vine, cred că am dat. Și tot mă gândeam că n-am să dau, n-am să reușesc, de iată am dat. Ați spus invers, da, nu, dar totuși este da. Da. Totuși se poate cu puterile proprii. Da, se poate. Corect? Se poate, da. Succes!